A, aici, sus. Hai, stai, da. Mersi. Da, da. Hai că astea, cred că-s cele mai mari noroi în care am fost vreodată. Efectiv, este o baie de nămol. Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit la o altă tură pe munte. O să facem o tură de data asta pe munții Grohotișului și o să urcăm chiar până în vârf. Pornim din localitatea Trăistieni, este puțin mai sus față de Valea Doftanei. Suntem aici cu Silviu, puteți să urmăriți și canalul lui. Astăzi o să vedeți și ceva mai neobișnuit. O să vedeți cum pornim pe o vreme foarte frumoasă. După cum vedeți, cerul este perfect senin. Și o să ajungem în vârf când o să înceapă o furtună pe care o să reușim să o fentăm. Reușim cumva să ne adăpostim pe acolo. Hai să vedem cum iese tura asta. Iată că tura începe bine. Avem drumul ăsta de țară care este într-o condiție foarte bună pentru că e acoperit cu pietriș. Tura va fi una medie ca și dificultate, pentru că avem în jur de 43 de kilometri de parcurs, cu o diferență de nivel egală cu 1300 de metri. Găsim pe traseu o primă locație interesantă. Este vorba de acest bazin de beton, care nu e deloc mic. Hai că am tot mers vreo 7 km prin pădure. Am ieșit într-o poiană, avem gardul ăsta tipic de munte. Cred că ăla din dreapta a rămas aici, în albia râului. Vă că se chinuie să urce. Cred că și noi va trebui să facem dreapta tot pe aici. Hai că i-a nenorocit ambreiajul. Face urât de tot. Amă că a urcat. Bravo, nenea. Deja previziunile noastre încep să prindă contur. Uitați-vă și voi ce avem în față. Dita Minorul, care vine direct spre noi. Hai, stai, da. Mersi. Da, da. Scoate spray-ul, că sunt niște câini răi. Și că i-a mușcat din bară. Da. A? Să înceapă show-ul, fraților. Tocmai ce am fost avertizat de un localnic, că avem în față niște câini foarte răi și că ar fi atât de răi încât i-a mușcat omului chiar din bara mașinii. Avem aici pregătit electroșocul. Să sperăm că sunetul produs de acesta îi va speria pe acei dulăi. Cam așa face. În față avem o familie de căluți. Mama, tata și copilul. Să înceapă show. Văd că avem deja un dulou pe drum. Să mă grupez cu Silviu, să mergem împreună. Hai, droc! Hai, vale! Nu văd că nu se mai apropie, deci funcționează toată treaba. Deci, fraților, mulțumim pentru sfaturi. Știți că am acel clip cu o compilație când ne-au tot atacat câinii. Iar unul dintre voi a zis să cumpăr așa ceva. Și pot să vă spun că a funcționat de fiecare dată când l-am folosit. Deci, jos pălăria, mai ales celor care mi-a recomandat asta. Uitați aici, fraților, cum se urcă pe munte. Cu astfel de roți. Dar uitați ce lanțuri are pe ele. Să sperăm că nu o să ne trebuiască nouă așa ceva. Că dacă e, am încurcat-o. Până acum drumul a fost excepțional, a fost cam palmă. De remarcat faptul că
I-am salutat pe ciobanii înainte, aproape că i-am trezit din somn, stăteau și se relaxau. Ce frate, atacau câinii aia, pur și simplu stăteau și se uitau. Concluzia este că nu te poți baza pe ei, cu toate că ar trebui să țină câinii în frâu. Tot ce vreau să zic este că ești pe cont propriu și trebuie să fii pregătit pentru orice situație. Fie că este ciobanul prin zonă, dar și mai rău, fie că sunt doar câinii și poți să-și facă de cap. Hai că va trebui să facem dreapta prin râul ăsta. Să-i dăm pe ea, ce să facem? Hai că odată ce am traversat râul ăla, deja drumul s-a stricat foarte rău. Pare a fi drum de taf, după cum arată. Pe porțiunile astea mă văd nevoit să mă dau jos de pe bicicletă, pentru că sunt tot fel de șanturi, pline cu noraie și pietre care se tot mișcă. Urcări criminale după ce a traversat râul. A trebuit să comut în modul de asistență mult mai mare, pe lângă faptul că drumul e și foarte abrupt. Mai avem și noroiul ăsta și derapază roțile foarte repede. După 14 km de mers prin pădure, prin șleauri, iată că în sfârșit ieșim în golul alpin. Vedem și noi soarele și de asemenea vedem și norul de furtună. Culmea culmilor, atunci când am fost acum câțiva ani pe același traseu, ghiciți ce? Am prins aceiași nori de ploaie. Atunci ne-a prins și ploaia pe vârful muntelui. Aici văd că avem o stână unde nu pare a fi nimeni deocamdată. Cel mai probabil turmele sunt plecate la păscut. E pustiu, pustiu. Ce să zic, după cum vedeți, peisajele de aici sunt foarte tari. Se pare că deocamdată ploaia ne-a ocolit. Sau mai bine zis, suntem în urma norului. Hai că am ajuns la un drum și mai bun. Deja a început să picure. Avem vârful Grohodiș exact în partea stângă. Văd că e o altitudine mare față de noi. Prima coborâre de pe acest traseu. Parcă nici nu mai știam cum e să cobori. Peisaj super, superb în partea din stânga. Îmi place foarte mult. O altă coborâre. Avem și traseul marcat cu dungă albastră. În față, după vârful Grohodiș, se văd mărețele vârfuri ale Ciucașului. Și în față, urcare, fraților. Văd că avem două variante. Să vedem pe unde e cel mai bine să o luăm. Cred că va trebui să opresc să punem și pelerina de ploaie. Bine, Silviu! Facem baia de vară! Hai că se îngroașă gluma. Am ajuns aici pe mijlocul platoului și după cum vedeți, suntem înconjurați de nori, nori de furtună. În față se vede toată perdeaua de ploaie. Efectiv nu se mai văd creste în munților din față. Deja văd că a început să bată și vântul mai tare. Direcția vântului văd că e cam așa. Bine, nu e o regulă ca norii să meargă în această direcție a vântului de la sol. Iar noi avem vârful exact undeva în spate, în dreapta. Cu puțin noroc, norii vor merge chiar paralel cu noi. Urcarea asta o să fie cam cea mai dificilă, pentru că văd că pantele sunt foarte abrupte. Aici, într-adevăr, văd că este o stână. O stână unde erau și oile. Asta înseamnă că ciobanul nu și-a scos oile pentru că a văzut că urmează să vină furtuna. Așa mă gândesc. După ce am văzut cum se dezvoltă norii, decide să o luăm prin partea stângă pe lângă vârf, astfel încât să ne prindă ploaia cât mai puțin și eventual să nu ne prindă ploaia pe vârf, acei norii care sunt mai periculoși, să înceapă cumva să trăznească. Exact cum ne așteptam. Pleci pe senin, apoi la jumătatea traseului găsești așa ceva. Spuneți-vă și voi părere. Ați mai pățit așa ceva până acum pe traseu? Noi cu siguranță cred că suntem la a treia întâlnire cu astfel de ploi în vârful muntelui. Deci clar trebuie să pleci pregătit pe traseu. Nu poți să pleci doar în tricou. Hai că deja văd o bornă în față. Acolo va trebui să facem stânga și practic o să fugim de norul ăsta din față. Parcă vedem raiul din nou.
la ce apocalipsă în spate pot să fac această comparație. Drumul văd că s-a mai stricat, în sensul că este foarte sălbatic. Se vede că nu prea e circulat. Sunt așa tot felul de trepte. Din păcate coborâm cu greu. Deja încep să se audă tunetele. Însă cel mai probabil am cam scăpat de furtună, pentru că suntem pe coborâre, suntem în direcția opusă norilor. Însă trebuie să ținem cont că aceștia cam vin spre noi. Ia zi Jeane, ia zi Cătăline, cum e în Ciucaș? E ploaie? A, uitați aici, senin frumos cu Silviu, tocmai ce am băut o bere aici la cabană. Da. Hai că mergem, hai că aici e senin. Hai la MTB, e mai frumos. Lăsați mersul pe jos. Asta faceți la pensie. Incredibil. Pe aici pe jos văd că este uscat. E clar că n-a plouat azi. Poate doar să fi picurat puțin. Sus în vârf observăm o cabană. Silviu zice că e un fel de adăpost pentru armată. Nu știu care este rolul acesteia. Am ajuns și lângă pădure. Probabil în scurt timp chiar vom intra în pădure. Uitați, o pastere răpitoare. În dreapta tot așa avem o stână părăsită. După ce am parcurs 30 de kilometri, reintrăm din nou în pădure. Deci mai avem cam 14 kilometri din această tură. Silviu m-a avertizat că va fi o coborâre foarte din scurt, ceea ce înseamnă că vom avea pante foarte, foarte abrupte. Deja drumul începe să se strice din ce în ce mai mult. Pădurea a menținut și umezeala, adică noroiul. Se pot vedea urmele de utilaje, ceea ce înseamnă că e cam nasoală treaba. Pentru că unde sunt utilaje, sunt și șanțuri. Și combinate cu noroiul, nu fac echipă deloc bună. Silviule, pe unde ai tras apă, Silviule, bă? Pe unde e trasa, bă, Silviu? Oricum pare mai ce-i în față, pare mai vinișor așa un pic. Dacă eram în București un Nicușor Dan, mai ziceam că ăsta e drum, dar la munte așa drum. Da. Ce vrei, fie asfalt aici? Păi da. La ce ăla e asfalt? Ăla e asfalt de la un Nicușor? Haide, dă-i. Acesta este Porceala, în adevăratul sens al cuvântului. Aproape că mă duc sanie, țin frânele strâns bine. Iar bicicleta pot să zic că alunecă la propriu, ca o sanie. Nu prea mai avem de ales, pentru că vedeți și voi cum arată drumul. Hai că astea, cred că sunt cele mai mari noroaie în care am fost vreodată. Efectiv, este o baie de nămol. Nu există altă descriere. Au distrus efectiv zona asta. Uitați-vă și voi. Deocamdată am scăpat de tranșeele alea. Am până și lanțul plin cu noroi. Mare păcat, pentru că aici văd că ne așteptam un drum foarte bun, numai bun pentru coborât.
A fost în partea foarte densă pădurea și astfel umezeala s-a păstrat, unde mai pui că erau și acele șanțuri care țin apa. Eu nu știu dacă sare, care e ghidajul ăla? Păi am văzut că mi-a sărit asta. Ha? Da. Asta e o problemă la designul ăsta. Mă gândeam că are ghidajul ăla și nu lasă să sară. E foarte mic ghidajul ăla. Cam așa arată transmisia. Am avut proasta inspirație să las lanțul pe pinionul mai mare și astfel când s-a încărcat roata cu noroi, lanțul s-a încărcat și s-a făcut în halul ăsta. Oricum vom avea mai mult coborâre, deci nu vom avea multă nevoie de lanț. Ne descurcăm. Mamă, cum e drumul pe aici! Parfum! Aproape că e uscat! Zici și tu ce diferență! La un kilometru, doi în spate, zici că eram pe altă planetă. Bine că am venit și acum. Sunt mulțumit și așa. Dar e incredibil cât de mult poate să se schimbe vremea pe munte și cât de mult poate să se schimbe și starea drumurilor. Hai să... Hai că aici n-au întâmpinat câine, știa? Hai, salut! Hai, ia-mă încet! Deja nu mai pot să mai dau la pedale. Oarecum lanțul se încalecă în jurul foii atunci când încerc să dau la pedale. Marele noroc e că vom avea cam cea mai mare porțiune doar cu coborâre. A început ploaia din nou. E timpul să punem pelerina. Cât de tare! La niciun kilometru, până la urmă am hotărât să o luăm prin ploaie. Iată că am găsit aici o pensiune, conacul dascălu, așa că e numai bun locul să facem un popas. A fost perfect popasul ăsta. Am și mâncat, ploaia a trecut. Și pe unde mai pui pe lângă faptul că am făcut aici o pauză nemaipomenită. Bicicleta s-a curățat ca prin minune. Și acum merge și noi ca oamenii. Cât de repede s-a oprit ploaia aia. Părea o ploaie care ține o veșnicie. Iată că după aproape 40 de kilometri ne mers pe drumuri forestiere. Am ajuns în sfârșit la asfalt, la civilizație. A fost o tură tot așa medie ca dificultate. Nu pot să zic că e extraordinar de grea. E frumos totuși în golul alpin. Ai ce vedea acolo sus. Și chiar am avut ce vedea de data asta, pentru că au fost furtunile din toate zonele. Chiar peisaje de nedescris, chiar și cu riscul de a ne prinde furtuna sus. Cu toate astea, iată că am scăpat, am avut și tot ce trebuie la noi. Singura porțiune dificilă și care nu mi-a plăcut a fost acele șanțuri pline cu noroi și practic nu aveai cum să le eviți. Vă las pe ecran să vedeți cam cât de lungă a fost tura, diferența de nivel. Poate vreți și voi să faceți acest traseu. Totuși aveți grijă să nu fi plouat înainte, așa cum a plouat acum. În cazul de față, fiind la începutul lunii iunie 2022, plouă cam de 3-4 zile, așa că era de așteptat să avem tot fel de noroi prin pădure. Nu uitați să verificați și canalul lui Silviu, pentru că o să pună și el un video cu acest episod. Astea fiind spuse, eu și Silviu vă salutăm. Salutare, pa, pa!